Bună ziua, dragi prieteni, le dăm pe Iisus. Mă bucur că și în această dupămasă pot să intru în casele dumneavoastră prin intermediul acestei emisiuni Zestrea Maramureșului. Ca de fiecare dată, mă străduiesc să vă aduc invitați de onoare ai Maramureșului ca să fie vrednici pentru dumneavoastră și pentru Maramureș. În această dupămasă v-am adus un grup din satul Călinești, grupul de femei de la Biserica Ortodoxă, condus de Pălăguța Tudoran. Bine ați venit, doamna Pălăguța! Microfonul mai aproape. Știu că dumneavoastră nu doar cu acest grup vă ocupați, ci ați mai avut și ansamblu de copii. Am avut și ansambluri de copii, am avut și ansambluri la Căminul Cultural, cu care am pregătit multe, multe programe, cu care am colindat toată țara și care s-au bucurat de un real succes. Despre asta ne veți vorbi pe parcursul acestei emisiuni. Dacă o să fie nevoie, o să vorbesc. Nu cu știu mare drag. Cât, dar... Pentru categoria meșteri populari, îl avem pe Radu Gâjului din satul de Seș, din comuna de Seș. Bine ai venit, Radu! Bine v-am găsit! Laudem pe Iisus! Lasă-mi veci! Mă bucur că ai făcut posibilă venirea ta aici. Pentru că ai ce să spui și ce să înveți pe cei care, pe care sunt acasă. Și în ultimul rând, l-avem pe Pătronița. Bine ați venit! Bine v-am găsit și bună seara tuturor telespectatorilor și îți mulțumesc de invitație, Măriucă! Cu mare drag! Poate cei de acasă nu știu cu ce scop l-am adus pe domnonița. Vreau să vă spun că este, cred că, cel mai vârstnic om din sat, nu? Mai simt o câțiva, dar nu mulți. Nu mulți. Dumnealui, ce vârstă aveți, domnul Onița? Am avut până am 84 de ani. Mulți înainte. Împlinim 30 aprilie. Mulți înainte. Cred că aveți ce învăța, nu? Aproape? Ca cunoștință am poate vă 3-400 de ani, că le-am auzit de la moșii și strămoșii mei. Înseamnă că aveți ce să ne povestiți. Dragi prieteni, ca de fiecare dată, să începem cu un cântec religios, dacă tot suntem în postul mare. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să vin, să cânt mereu trecutul și ție să mă închin, să din greu mă
tale. Eu vreau să chem mereu pe cei ce în viață nu-L au pe Dumnezeu, pe cei ce în viață nu-L au pe Dumnezeu. Dacă aș putea să zbor mai sus de foarte frumos cântec religios. Cred că v-a plăcut și dumneavoastră și cred că ne-a apropiat un pic de Dumnezeu dacă tot ne aflăm în postul mare al Sfintelor Paști. Doamna Tudoran, de unde ați învățat aceste cântece religioase? Când vă rugăm la microfon. Când îți plac și când faci ceva cu dragoste, este foarte ușor să le înveți. Le-am învățat din familia mea, în primul rând, care frecventau biserica și care știau foarte multe cântece religioase și de pe unde am umblat și am auzit, ne-au plăcut și le-am preluat și noi. Sunt foarte frumoase. Știu că corul bisericii este mult mai mare decât cel prezent astăzi, doar că n-au putut să vină în această dupămasă. Corul bisericii este toată lumea la biserică. Mai mare, dar la noi în bisericuță cântă biserica, deci toată biserica cântă, știu să cânte și să răspundă la liturghie și să cânte pricesne chiar foarte frumos. Biserica din satul Călinești este biserica ortodoxă de lemn, nu? Da, este o biserică ortodoxă de lemn, este făcută după Revoluție, o bisericuță foarte frumoasă, mai mică, dar foarte frumoasă. Deschisă pentru oricine. Deschisă pentru oricine și de-abia așteptăm să vină cât mai mult. Se spune și numele părintelui, dacă tot... Preotul paroh care slujește la noi în parohie este rednic Adrian și este un preot foarte bun și poate datorită și dânsului cântăm așa de frumos. Și de cu drag. Cu drag, da. Asta este foarte ne important. Ne lăudăm noi, aia am scris și frumos. Dragi prieteni, dacă tot am vorbit de biserici din lemn, nu întâmplător, Radu Gânjului se află în această dupămasă alături de noi. Pentru că, din câte știu eu, născându-mă în Desești și crescând în satul Desești, știu că tatăl tău a fost constructor de biserici și de case din lemn, nu? Da. Sau... Nu moștenesc această meserie din data fiului, de la bunicul. Și bunicul a fost meșter, mai mult pe piatră. Piatră, lemn mai puțin. Taică-miu, din partea lui mama, fiind purtând numele... Că știu că numele lui... Da, numele de Gânju, de acolo vin, din partea lui bunica, din... lui taică-miu, mama. Și el o... La el am luat mai mult. De la el ai învățat meserie. În lemn. Da. Spune-mi, care e construcția unei biserici din lemn? Adică, de la fundație până...
până la crucea de, de deasupra. Sunt niște reguli și aș, mi-ar face plăcere reguli să mi le împărtășești. Aici e un drum mai, mai lung. Da, măcar așa. În primul rând, e cum alegi lemnul, când îl tai. Ia, spune-ne. E cel mai important. Lemnul de construcție, pentru construcție, de fapt, se taie în timp ce nu-i vegetație. Iarna, de regulă, și pe lună plină, ca să fie rezistent. Dacă îl tai când e în vegetație, când e seva în, în el, lemnul e slab, nu, nici nu are rezistență. Da, la... Deci mergeți mai mult, alegeți lemnul din pădure, trebuie să fie drept, nu? Să aveți niște... Dacă l-alegi strâmb, e pierderea mare. E pierderea mare, da. Ziai să caută lemnele frumoase și care să... No, pe fibră, mai multe secrete acolo. Să aibă fibra bună, să nu fie răsucit, că e greu de lucrat. L-aduceți acasă, la uscat? Să acasă, pe vremuri să crepa cu jogărul, când nu a fost jogăr, să ciopleau din cioplit. Eu n-am mai prins acele. La cioplit am mai cioplit. Când i-a dat tata barda și-a fumus, aia cioplit, că nu a fost atâta tehnologie. Nu, mai încoace, este capăt, s-a făcut în gatere. Noi le-am dat față numai cu, cu plencaciu sau mai nou labri. Și apoi, deci după, după ce s-a făcut la gatră, să schivă lemnul pentru, pentru uscat, deci nu rotund. Să schivă cu distanțiare între el ca să nu se sufoace, să uște. Fiind bârnă groasă, e o perioadă mai lungă pentru procesul de uscare, uscare naturală. Uscare naturală, care e mai bună? Păi asta sau... e cea mai bună, uscare naturală, numai că trebuie așteptat. Trebuie așteptat. Și oamenii nu mai au răbdare aștepta. Vrem tăci odată. Vreau tăci așa, ca să fie gata, cântă da. Cucu pe lemn și... să fie direct. În două, trei luni, să fie gata acasă. Da. No, acum sunt proces să fac până uscătoare, nu știu ce, dar uscare naturală e cea mai, cea mai sănătoasă pentru, pentru lemn și pentru construcții. Dacă tot vorbeam apoi, de biserici, spune, spune. După ce e lemnul uscat, să intre în lucru cu el, să... Da. Așa. Nu mai nou să jeluie, să fac pe abric și apoi îmbinările. De văd aici că ai niște îmbinări. Tot îmbinări... la biserică este sau... Acolo e o casă. În... Nu-i făcută la noi în județ, am făcut-o în sus, acolo, pe Mehedinți. Ai o binare în coadă, de, în gură de lup. Da. Aici avem o biserica din satul de Sești, nu? Da, biserica. Biserica care o faceți acum din lemn. E făcută, e gata. E făcută acum, da, e gata. Aici făcută, sunt... Aici la biserica din Sești am cea mai mare parte arhitecturală, cum să zic eu, și proiecția, el o, nu pot să nu vorbesc, că lui Vasile Taina. Sigur, cum să nu? Trebuie să respectăm ideea. Da, el este un om important al Maramureșului. Probabil va veni și dumnealui în colaborare cu, cu el. Am lucrat, mi-a plătit și a fost o relație între noi. Știu că de mulți ani, altfel, nu de dacă acum. Nu e relație între oameni, nu pot face nu poți face nimic bun. Și e viață. Bun. Deci o biserică sau și o casă din lemn mai de mult a fost așezată pe piatră de râu, nu? Da. Și s-au pus bârnele. În principal s-au pus, atunci le aduceau cu boi și cu ce au avut oamenii, bolovanii mari și punea la colțuri, la îmbinări, la fiecare cetoare, unde s-au intersectat păreți, unde bolovanii mari pentru stabilizare. Pentru rezistență. Au pus straturile și au ridicat butea, păreți, încet, în, nu, în coadă de rândunică, în binare sau mai în binarele astea, au binări drepte, dar cele mai tranice fost în binare în coadă de rândunică. Și ce să... Aici, în această fotografie, pot să văd
Și faptul că voi vă ocupați și de sculptura în lemn, nu doar de ridicarea caselor. Și sculptura acolo și colegi, deci nu numai eu personal. Au fost mai mulți colegi și ne-a ajutat, am învățat. Și eu, unde sculpturi mai complicate, nu chiar reușesc singur. Da. Am un coleg ucenic al lui bătrânul lui Pupăză, Ion Mihnea, Ion din Valea Stejarului. Și cu el am lucrat și la taină, am mai lucrat și prin Iesăști, am mai făcut două cruci și m-a ajutat la crucea ce am făcut-o la taică, mi-a fiertat. O să mai vorbim pe parcursul emisiunii. Domnul Onița, vreau să vă întreb, dacă tot vorbeam de construirea bisericilor și caselor din lemn, dumneavoastră ați prins vremurile în care satul era făcut doar din case de lemn, nu? Da. Aș dori să încep a vă spune că am avut fericită ocazie să trăiesc aici 84 de ani și istoria unui popor rămâne scrisă sau în viu grai. Mi-a plăcut din tineretele mele să mă ocup cu bătrânii satului să-mi povestească istoricul Baramureșului, a țării românești, să cunosc tot. Așa am avut eu ambiții. Maramureșul Voivodal, în care un reporter trecând pe Maramureș, o să de la Sighe 15 km spre sud se găsește un sat în care nu pătrunzi niciodată romanii, ci numai daci. După aceea, marele savant și marele om istoric a românilor, Nicolae Iorga, făcând un pelerinaj pe Maramureș, a vizitat și satul din care eu m-am născut, Giuleștiu. În Giuleștiu au găsit prima dată, scris în limba română, certificatul de naștere, căsătorie și moarte. Documentele ne dovedesc. Giuleștiu, un satul care am trăit și în care mai trăiesc, datează dinainte de 1317. Documentele ne arată că e mai dinainte de anul 1000. Pă noi aici nu ne spune nimeni că ne-a adus cineva. Noi aici am fost găsit, aici ne-a găsit atâtea popoare care au trecut peste noi, cu fel de diferite barbarii. Dar noi nu ne-am pierdut graiul, obiceiul și portul. Nici giuleștenii, nici desășenii, nici călineștenii, întreg Maramureșul. Giuleștiu are o încărcătură istorică foarte mare, și religioasă, și politică. Satele de altfel și ca și satul Călinești, celelalte sate, de-a lungul veacurilor nu îngeruntează la nimeni. Daci noi liberi nu ne-am lăsat. Mi-a plăcut să luptăm. Am luptat cu orice. După cum spune istoria, vă explic un lucru, dacă nu vreau mere giuleștenii cu bogdăneștii a doilea oară în Moldova, au venit și le-au aprins satul Giulești și biserica. Era o bisericuță de lemn, care, după cum ne-au spus înaintașii, o ars mintea nașa. O prins și satul. Și lui Giula i-a tăiat mâna cu peceta și nu i-a vrut să îngropa frate. Să mâna dreaptă. Mâna dreaptă, că era o scănui suflet în ea. În Giulești s-a înființat altă biserică, după aceea, pe la 1509, de către o boiereasă din Moldova, care de bună seamă se străge din neamul giuleștenilor. În aceea bisericuță s-a servit până la noua biserică de la 1888, care s-a dat în folosință o biserică pusă într-un loc foarte pitoresc și frumos, să vede până în Mara și până în Sighet, așa de frumos aranjată. Vorbiți de această biserică care da. O aveți dumneavoastră în fotografie. Această fotografie are 100 de ani, de la 1317, când s-a sfințit iconostasul și biserica. Acolo stă giuleștenii moșii și străboșii noștri. Da, întâmplător și străbunicul meu tot aici se află. Și tata meu e acolo, că pentru aia a fost un tablou mare în biserică, a dispărut. M-am interesat de el, nu l-am putut scoate din necării, nu mi l-a mai putut da nimeni. Și am păstrat eu acest tablou ca amintire a giuleștenilor. Mai am și alte lucrări, pentru că la noi preotul Salca, care a terminat biserica, a fost 40 ceva de ani,
și o scopos în vârful turnului când s-a montat crucea și sorăcițul și a murit și am putea spune că zeii casei tale m-a mâncat pe mine. Iacă-te ce frumos, noi nu ne-am lăsat, nu l-am îngenunchiat, că românul de când e pe pământ că este o crezut în Dumnezeu și va crede până va muri. Pentru că bată la rătaie cineva că a fost nopo creștin, dar pe tatăl și pe masa l-a îngropat cu cele mai mari onoruri bisericești, cu episcopul țării românești. Cum poți să spui că nu? Omul nu a avut ce să facă, s-a adoptat vieță. Că nu-i popor ca românii, mie nu-mi spune, după cel de-al doilea război mondial că s-a dezvoltat poporul român, nu s-a dezvoltat niciun popor. Ce țări au fost în lumea asta să nu se dator la nimeni, ce alții dator nouă? Și astăzi să avem fiecare după cap câte 5.000 și ceva de euro de plată? Domnul, eu am lucrat cu bunicul tău. Știți că ați fost primar, din cauza asta dumneavoastră ați sânut frâiele satului bine și uniți. Uniți. V-a plăcut satul să fie unit? Dacă nu eram unit, noi nu făceam școală, noi nu făceam magazinul, noi nu făceam blocul, noi nu asfaltam, nu făceam podurile, nu făceam... Nu fost nimic aici. Noi am fost în era primitivă. Noi, după istoria adevărată, noi ne-am folosit de apele astea cristaline noastre, care le-am pus în funcțiune și ne-am făcut industrie și ne-am folosit de codru, ne-am făcut unelte agricole. Deci așa arăta satul? Așa arăta satul atunci când a fost. Bine cum arată satul după aceea. Nu le-a făcut un om, le-a făcut poporul român, nu le-am făcut eu, am adus apă, curent, moșul ăsta care stă în fața dumneavoastră, cu moșul, căruntul, cu alții, am adus curent, am adus apă, am asfaltat, am lucrat. Cu moșul tău, cu strămoșul tău, să-i fi văzut, moșul duhănea cu chipă. Nu, no, eu plăcut, dar duhănii, ce să fac? E frumos, dragilor mei, eu vă spun ca un om bătrân, care am trăit, că istoria unui popor este scrisă sau prin viu grai. Și dumneavoastră ne spuneți prin viu graui acum. Eu vă spun că acest popor, acești oameni care au fost, am făcut minuni. Și nu multe popor au făcut ca noi. Noi v-am spus ce s-a construit și să hotărea lucruri. Cât de frumos stau aici acum în fața dumneavoastră și vă spun că când aprind becul am contribuit cu soțenii mei, că l-am adus de la Jureapăn. Cât de frumos îmi place să spun că am adus apa cu jurecenii de la 10 km în cădeare directă. Cât de frumos stau aici că am făcut o școală în 52. Boduri, asfaltări, magazine, lucruri care ne-au trebuit, care nu au fost. Plecam de aici la Baia Mare pe jos. Să-mi țidea cu țâiul, nu putem trăi marea mureșenii dincolo. Și toate lucrurile astea, vineam de zic că nu era un pic de asfalt. Era un pic pe centru niște cubici de piatră, restul pe ulița deportaților era niște piață de râu, vineai, nu trecea o mașină în tot râu. Ne jucam de-a nici atât să-ți lua pe drum, nu ne deranja nimeni. Domnul Onița, dumneavoastră vorbiți foarte frumos. Spuneți în câte clase aveți. Măi, apoi aici am mai prins-o-ne cumva. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Omul sfințește locul. Așa, îmi place. Nu credeți dumneavoastră că dacă cineva are un doctorat și-o studiat o râmă tăță viața și nu a făcut nimic, nu a făcut nimic în viața lui. Așa e. Eu am repezit o 3 clasă la român, din clasele... Aici avem o clasă, din casă... Școala din Giulești, școala în care am învățat. În care am făcut 3 clasă. Meream, în 1900, m-am născut în 29, în 1936 am mers la școală. În anul când a murit tata, eu în followui nu m-a lăsat nici la mormântarea lui. A fugit, dar n-am știut pe unde. După aceea, cine vreau m-a trecut clasă, cine nu m-a lăsat. Am venit toamna târziu. După aceea, am avut nenorocita viață să trăiesc sub ocupații. Și bine spune poetul, cine îndrăgea străinii, mănânce-i grumază punea, mănânce-i casa pustăia și neamul nemărnicia. Știți cât de greu a fost să trăiești atunci în foamete și mizerie și sărăcie. Vine o edubă și căpătam niște decuri, lumea în război, dau obligații față de oameni pustâi, tineretul nu iau zei horim pe câmp. Ei, nu a fost ușor, dragilor mei, și de-aia vă spun că aveți grijă că ne pasc, nu sare bune zile.